Eu spun acum, uite, un sondaj, dacă vreți să participați toți, suntem 40 pe live. Credeți că ar trebui să-și dea Nicoleta demisia și să angajeze dracu un profesionist acolo, președinte de club? Sau da sau nu? Roșu da, albastru nu. Credeți că ar trebui să-și dea demisia ordinară ăsta din funcție de acolo și să aducă un președinte ca lumea sau nu? Eu de fiecare că doi au votat că nu. Mai degrabă, mai degrabă prună să vină. Ăștia doi sunt pic și pău de la Radio Negoiță, cred că. Păi da. Aole, 2 la 7. Trebuie să-și dea demisia ordinarul ăsta, mă, nu se poate așa ceva, mă. Să aducă dracu un profesionist acolo. Păi da. Dă demisia, dar rămâne în club. Adio, dar rămân cu tine. Da, că așa fac ăștia. Măgare așa. Da, exact ca spurcă. Dinamo n-are organigramă, perfect. Bun. Și atunci voi credeți că un fotbalist care ar vrea să vină la Dinamo, 8 la 2, bravo, mă mulțumesc pentru vot. Voi vă dați seama că un fotbalist care vine la Dinamo se uită și el totuși să vrea să vadă și el niște oameni de fotbal acolo în, în conducerea aia. Și el îi vede doar pe Nicoleta și altul nu mai e. Credeți că are vreo încredere, vreun fotbalist să vină?